Salutare, prieteni mici! Astăzi suntem pregătiți pentru o nouă călătorie în lumea poveștilor. Sunteți gata să vă pierdeți într-o lume plină de magie și surprize? Dar înainte de a începe, apasă butonul de like. Dacă nu sunteți deja abonați la canalul nostru, acum e momentul perfect pentru a o face. Haideți să începem această poveste magică! Fii cea mai bună versiune a ta! Prințesa Rose era binecuvântată cu abilitatea de a schimba forma oricând dorea. Într-o seară de vară, în timp ce se juca în lacul plin de flori de lotus, ea s-a transformat într-un pește auriu care dansa în apa limpede, după care, într-o pasăre care zbura lin spre cer. Regina și alaiul său nu-și puteau crede ochilor. Regina a început să se îngrijoreze din cauza fiicei sale. A mers în vizite la un medic să ceară ajutor, însă acesta i-a spus că e un dar de la mama natură, că nu poate fi schimbat. Cu toate acestea, medicul a spus că prințesa Rose poate fi antrenată să-și folosească puterea în mod pozitiv. Din acea zi, Rose a început să fie învățată de mama sa să își controleze puterile în mod inteligent și constructiv. După ani de antrenamente, prințesa Rose s-a transformat într-un supererou al celor săraci și oropsiți de soartă. Nu și-a folosit niciodată greșit puterile, ci a devenit cea mai bună versiune a ei. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, pe unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Fusul, Bobina și Acul. A fost odată ca niciodată o fată care se pricepea de minune la cusut și brodat. Ea își folosea talentul pentru a se întreține și visa mult să aibă propria sa afacere. Într-o zi, un rege Chipeș s-a îndrăgostit de ea și a transmis un mesaj. Te voi face regină dacă îmi vei coase un palton de aur acoperit cu flori de argint. Fata a fost de acord și și-a pregătit fusul, bobina și ața. I-a țesut regelui cel mai frumos palton care exista, pentru că era foarte talentată. Regele a fost atât de încântat, încât a luat-o imediat de soție și au făcut o nuntă ca în povești. Cu toate acestea, ea nu și-a uitat niciodată visul și de unde a pornit. A continuat să lucreze din greu și a creat o casă de modă. Cu toate că era regină, lucra în continuu pentru a-și crește afacerea. Hainele ei au avut mare succes, iar fusul, bobina și acul i-au rămas cei mai dedejde prieteni. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, pe unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Doi prieteni înfometați. Trăia odată doi prieteni cărora le era foarte foame, pentru că nu aveau bani de mâncare. Într-o zi, o doamnă bună la suflet le-a dat o pâine și cei doi prieteni s-au așezat să mănânce. S-au decis să împartă pâinea în două bucăți egale. Însă, de îndată ce au rupt-o, unul dintre ei a strigat: "Bucata asta e mai mare și pentru că sunt mai înalt, o voi mânca eu." Celălalt prieten, mai mic de înălțime, s-a supărat foarte tare. Au început să se certe, după care au trecut la bătaie, căvălindu-se și lovindu-se cu furie. În timp ce erau ocupați cu cearta, o pisică înfometată s-a strecurat și le-a furat pâinea.
După o vreme, cei doi s-au oprit din luptă și au descoperit că pâinea nu mai era acolo. Și-au înțeles vina. Lăcomia i-a făcut să nu se mai gândească bine și în acea seară, iarăși s-au culcat flămânzi. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Libertate. Un bărbat, vrăjit de glasul unei privighetori, s-a decis să prindă pasărea. A pus-o într-o cușcă neagră care se asurta cu penele. O hrănea, îi oferea de toate, însă o ținea închisă. Se aștepta ca privighetoarea să îi cânte în fiecare dimineață și seară, dar... Surpriză! Pasărea i-a spus supărată. Păsările nu cântă atunci când stau în cuști, ele plâng. Acest lucru l-a făcut pe bărbat să se gândească bine la ce a făcut. Văzând supărarea privighetorii, și-a dat seama că libertatea este importantă pentru toate creaturile. Animalele au dreptul să fie la fel de libere ca oamenii. Astfel, el i-a dat drumul păsării. Privighetoarea, încântată, s-a așezat în copacul ei preferat și a mulțumit bărbatului că i-a respectat dreptul la libertate. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mănâncă sănătos și vei fi sănătos. Matei era un jucător de fotbal foarte talentat, dar nu îi plăcea deloc mâncarea sănătoasă. Mânca doar fast food. Părinții îl tot rugau să mănânce altceva, dar el nu și nu. Într-o zi, Matei a fost chemat să participe la selecție, pentru a juca fotbal în semestrul următor. Dacă l-ar fi ales, ar fi intrat direct în echipa județeană. Din păcate, a fost descalificat, pentru că nu era rezistent la oboseală și nu avea deloc energie. Supărat, s-a plâns la părinți. A fost o ocazie atât de bună pentru mine, ce mă fac acum? Părinții i-au răspuns: Matei, dacă vei mânca sănătos, îți vei reveni foarte repede. De atunci, Matei a început să mănânce legume, fructe și lactate. A ales să se alimenteze cu mâncare gătită acasă, nu cu fast food. În urma efortului depus, și și-a recăpătat puterile, devenind un jucător de fotbal foarte faimos. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Bătrânul împrăștiat. A fost odată ca niciodată un muș care trăia singur și era tare dezordonat. Obiceiul ăsta i-a adus numai probleme. Nu-și găsea aproape niciodată ochelarii sau portofelul. Hainele îi erau tot timpul aruncate prin cameră. Într-o seară, înainte de se culce, i s-a făcut rău și s-a ridicat temperatura. S-a decis să ia o pastilă ca să se trezească sănătos, însă nici cum nu reușea să-și găsească medicamentul. A căutat sub pernă, în sertarul noptierei, chiar și sub saltea, dar nu găsea nimic.
simțea cum îi crește febra și își dădea seama că are nevoie urgent de medicament. Când era deja pregătit să-l sune pe doctor, a văzut dintr-o dată ceva strălucitor în cizmă. Și-a ridicat cizma de sub masă și a pus-o sub lampă ca să vadă ce e acolo. Și, surpriză, medicamentul era chiar în cizmă. De atunci, moșul și-a promis că nu va mai fi niciodată împrăștiat și că va pune toate lucrurile la locul lor. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Promisiune respectată. Bella, mica sirenă și Tommy, proscuța testoasă, erau cele mai bune prietene. Tommy venea foarte des să viziteze lumea oamenilor și îi povestea prietenei Bella aventurile sale. Bella iubea tare mult poveștile lui Tommy. Își dorea și ea să ajungă în lumea oamenilor. Tommy i-a promis că într-o bună zi îi va îndeplini dorința. Însă timpul a trecut, iar Bella a uitat. Tommy însă era un prieten de nădejde și a ținut minte promisiunea. Într-o sâmbătă dimineață, Tommy a adus-o pe Bella la suprafața apei și i-a arătat ce se întâmplă acolo. I-a arătat palmieri înalți, căsuțele mici, cu acoperiș roșu, împrăștiate pe coastă, copiii care strângeau scoici pe plajă și bărbații și femeile care se bronzau la soare. Bella a fost foarte încântată că dorința a fost îndeplinită, iar Tommy era foarte fericită că și-a ținut promisiunea. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Bucătarul isteț. Trăia odată ca niciodată un bucătar isteț. Șeful său i-a spus să gătească un cocor pentru cină. Bucătarului îi era tare foame și simțind mirosul apetisant al păsării, a mâncat un picior. La cină, șeful i-a strigat: "Unde e celălalt picior al cocorului?" Bucătarul i-a răspuns că cocorul avea doar un picior, așa că șeful s-a decis să-l învețe o lecție. În ziua următoare, bucătarul a fost dus la un lac din apropiere. Acolo dormeau mulți cocori, la marginea lacului, cu un picior bine ascuns sub arii. "Vedeți? Toți cocorii au doar un singur picior." Șeful său a bătut brusc din palme, trezind toți cocorii, care imediat și-au pus și celălalt picior jos. "Vezi că au două picioare?" La asta, bucătarul s-a întors și a spus: "Domnule, de ce nu ați bătut din palme și aseară la cină? Ați fi avut două picioare în farfurie." Șeful său nu s-a abținut să nu râdă. Simțul umorului și faptul că era iute la minte l-au salvat pe bucătar. Însă, bucătarul a promis că nu va mai fi niciodată lacom și nu își va mai minți șeful. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor.
crede în tine. Odată ca niciodată, o vrăjitoare a blestemat-o pe Selig și, de atunci, fetița a început să uite ce vrea să spună. Prietenii ei râdeau de ea, că este uitucă și fiind necânjită, și-a pierdut toată încrederea în sine. Într-o bună zi, fetița a fugit în pădure, ca să scape de săcâierile prietenilor ei răutăcioși. S-a pus sub un copac și a început să plângă amarnic. O zână i-a auzit plânsetele și s-a decis să o ajute. După ce a înțeles care este problema, zâna cea bună i-a spus lui Sally că poate să rupă singură vraja, doar dacă crede în sine. Din acest pas simplu, Sally va reuși să treacă peste orice vrajă sau necaz în viață. Sally a înțeles de îndată ce vrea să spună zâna cea bună. S-a întors în satul său, plină de încredere. Foarte curând, a început să nu mai uite ce vrea să spună și totul s-a întâmplat doar pentru că a avut curajul să creadă în sine. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor.